v-am regăsit la o nouă ediție Cube Arena, o ediție dedicată uh, evenimentelor din 1989, Revoluției uh, uh, de la Timișoara, începute. Și alături de mine este domnul profesor dr. Adrian Cali, Să -l -o -l -am. unul dintre uh, Revoluționarii, degeaba începem să fugim de, de teren. Dar, dar este unul și dintre uh, cei răniți în uh, uh, cel care păstrează însemnele ale, și rana uh, pe propriul cop a acelor zile. Mărturie mai clară că a existat uh, și momente rele, chiar dacă sunt cei din afară care spun, ei, n-a fost așa, Bucureștiu. Nu, și la Timișoara au fost răniți și oameni care au trecut prin, prin momente grele, fost și victime. Mulțumesc pentru acceptarea invitației, mulțumesc că -ați domnule profesor. Și trebuie să spunem că domnul profesor, pe lângă faptul că este profesor de istorie, este autorul și mai multor cărți și a lansat chiar Iară. acum, la 31 de ani de la, de la Revoluție, un volum pe care o să, o să vi-l prezentăm. Cum? Simțiți nevoia să, să mai adăugați câte ceva sau sunt momente în care simțiți nevoia să veniți cu completări la tot ceea ce s-a întâmplat atunci? Se așează evenimentele la 31 de ani mai nu, bine? Eu simt nevoia de multe ori să mai tai din evenimente și din povești, pentru că sunt atât de multe și atât de haotice ca astfel că în 31 de ani s-a diluat toată această revoluție. Revoluția a devenit o înșiruire de povești. Iar eu vorbesc din perspectiva de istorie, nu vorbesc din perspectiva de victima revoluției. Ne-am îndepărtat tot mai mult de ceea ce s-a întâmplat atunci. Adică evenimentele de... sau hai să zicem evenimente, deci întâmplările de din decembrie 1989 au fost uh, fetișizate, au fost extrapolate, au fost uh, mistificate uh, și astfel uh, s-a deschis calea apariției unor, uh, unor personaje care au folosit uh, Revoluția ca și o trambulină de lansare, de afirmare. Sau uh, la ce fac referire aici? Fac referire că au apărut foarte mulți revoluționari cu poveștile lor. Uh, cum am vorbit, uh, Chiar aș dori o, 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 să, să facem o, o încercare de reconstituire acestor evenimente. Să vedem dacă în anumite locuri chiar este posibil să se atune atâtea, atâtea persoane câte, câte pretind că au fost. Deci asta e pentru adevărul revoluției. Iar, eu sunt adeptul uh, istoriei brute, adică așa cum s-a întâmplat. Vreau să vă întreb altceva. Uh, era pos este posibil, acolo au participat Mii de oameni. Mii, uh, în acele zile. În anumite momente. La anumite de momente. De asta, asta vreau să, să clasificăm și să clarificăm foarte, foarte bine. Uh, să, clarific, să clarificăm și să da. vorbim despre asta. Uh, este posibil ca dintre cei care n au fost uh, printre uh, liderii da. care s-au da. impus. Au apărut oameni care povestesc ce -au, ce au trăit. Sau ce au citit? Ei, aici, aici, aici vreau să, să facem. Sunt oameni care au citit, probabil, tot ceea ce a însemnat scriere, da, pentru că da. tot vorbim de apariția cărților și au însușit atât de bine acele lecturi, că mai vorbeam uh, și cu alții uh, participanți la Revoluție, și care nu le chiar toate elementele, ba mai mult cei care povestesc uh, cărțile citite. Eu mai bine, pentru că cei care au fost, de exemplu, în balcon, au mai uitat anumite momente. Da, 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 da. În schimb, cei care uh, vorbesc, dintre cei participanți, nu uită, nu uită detalii, ca urmare că au, au citit undeva. Pentru Sau că... Au citit mai multe. Mai multe deci, uitați-vă, e o chestie logică, da? Te uiți în față, vezi numai ce în față. Ca să te uiți în dreapta, trebuie să întorci capul. capul da? Deci, nu poți să vezi în același timp în trei locuri odată, în față, în dreapta și în stânga. E, cel care citește, da, are putința să vadă, pentru că el practic citește în momentul ăla cel puțin trei declarații sau trei povești. Adică, dumneavoastră nu puteți să povestiți de ce s-a întâmplat la operă și ce s-a întâmplat nu. la Consiliul Județean sau ce s-a întâmplat în Maria sau ce s-a întâmplat da, pe da, calea așa. Uh, Ieri chiar explicam chestia asta. Uh, uh, Ieri sau alalte, nu mai știu. Uh, vorbeam despre momentul 15 decembrie, care acum vin, fascinați mulți. Anul trecut, uh, iar, iar am uh, rezolvat și problema asta. De ce noi spunem una? și alții spun alta, care chiar au fost acolo. Pentru că una s-a întâmplat în fața casei lui Toicești la ora 10 și alta s-a întâmplat în același timp, dar puțin mai încolo, dar sui generis numită Piața Maria, da? pentru că Biserica lui Toicești Laslo nu este în Piața Maria, este pe strada Timotei Cipariu. Ceea ce s-a întâmplat în Piața Maria este cu totul și tot alte eveniment pe data de 15. Iată, deci unii care stau aici în fața casei și unii care se bat în același timp, da? cu securitate în fața statuii Sfintei Maria. Păi, dar care este Piața Maria? Asta sau asta de aici? Generic vorbind, timișorenii încearcă să le asimileze. Vedeți, și au asta e altceva, dar iată dar sunt două... Dar trebuie știut că da. sunt două puncte cu evenimente Total diferite. diferite. Total diferite, da. Și pe lângă chestia asta, vedeți cum vă spun aici, trece tramvaiul. Cel care este în tramvai și care și-a aruncat... Și el în momentul ăla, a fost în 1989 în Piața Maria. Da? Dar iată, cei care stau în fața bisericii, cei care stau în fața uh, statuii și cel care este în tramvai. Pe partea cealaltă este cel care traversează, da? care nu participă la chestia asta. Și el este în 1989 pe 15 decembrie. Vedeți? Da. E, poți să spui că n-a fost acolo? Dar unde acolo? E asta niciodată Unde și ce, și ce a, a făcut? făcut că, și asta este e. important, că pot să fie... Ei puteau să fie mulți oameni acolo... Dar până la urmă trebuie să aflăm Unde au făcut ce s-au făcut, corect, corect. Deci încă o dată, niciodată. Care eu... este rolul fiecăruia? Exact, ce a făcut concret. Deci iată, eu am v-am dat am am ținut Bun, parte la hai patru persoane. să spunem persoane. așa că cele două puncte puteau să aibă legătura între ele, dar ele în realitate s-au întâmplat în locuri diferite. Da, și Dar asta înseamnă în că au fost rupte de Nu, n-au fost rupte. De context? Da, n-au fost, dar ele au existat numai dar Ce s-a întâmplat? Să exact, exact cum s întâmplat și să nu spunem că acolo era o mulțime, între cele două puncte era plin de oameni. Da. Sau ce au, făcut, ce, ce au făcut cei de aici, uh, ei spuneau, dom'le, nu s-a întâmplat așa ceva, chiar asta ni s-a spus. Păi da, dar de unde știi, că n-am văzut. Păi dacă tu n-ai văzut ei nu înseamnă că aici nu s-a întâmplat, dacă noi am făcut-o. Nici... Dar eu, de exemplu, n-am spus omului de acolo, eu pe tine nu te-am văzut acolo. Dar poate au spus-o alții. Și atunci păi, ei da, s, și atunci, s, s și anihilat sigur. efectele și realitatea asta. Da, el estampat. era acolo, el era. Eu nu am spus că l-am văzut, dar eu știu că el a rămas acolo. Dar el pe mine m-a anulat, a zis, nu, ia, dacă eu n-am văzut, aia nu s-a întâmplat. Aici e problema. Cea mai mare e și sentimentul meu. Acum, intrând da. un pic în miezul problemelor, e adevărat, o privești din perspectiva unui om care încearcă să creeze un tablou cu întâmplările No, cu tot ceea ce s-a întâmplat este. real, nu întâmplări, că acolo nu au fost întâmplări, ci au fost fapte. Dar cu tot ceea ce s-a întâmplat la modul uh, real, uh, cu oameni care pot și-au fost în mijlocul acelor evenimente, au fost prezenți și fiecare să-și aducă contribuția și să facă puzzle-ul ăsta în așa fel încât să se potrivească. Au început să apară tot mai multe discrepanțe între povestioare, între okay. relatări, evenimente. Uitați, între evenimente. Ieri, de exemplu, scandalul ăla legat de venirea lui... Nu, că nu dau nume. Dar eu am stat... Eu, eu, eu nici nu m-am dus acolo. După ce mi-am lansat cartea, m-am dus acasă. Am auzit încă urmează să vină gașca respectivă, gașca cealaltă, nu știu, hai că nu știu cum Se să Să spunem că a fost un, o formațiune politică. O vorbim formațiune de Auri, care a venit a și, fost al, și care și-au că... avut -au au să participe la. Da, și, și eu am spus că de, de ce nu m-am dus acolo? Lor. În primul rând, pe 16 decembrie n-a murit nimeni. Din partea mea putea formațiunea respectivă să pună câte lumânări, câte pe treptele catedrale, pe data de 16 n-a murit nimeni. După ceea ce s-a mai întâmplat, nu știu, dar eu vorbesc numai de strict o modă acest eveniment. Dar vedeți, dacă vă, în timp au venit și alții care au acaparat ziua de 16. Și sunt cele două momente cu președintele Iohannis. Păi dacă îl lași pe unul, lasă și pe altul. Nu acum numai am funcție de ceea ce îți convine. E cam asta se întâmplă cu Revoluția. Asta trebuie să spunem că nu aveți nicio legătură cu formațiunea nu, politică. Nu, nu, cu niciuna. Eu am zis numai că n-am participat, dar din punctul meu de vedere a unuia care cunoaște pe data de 16.1 nu n-a murit nimeni. Ce ați adică... în 16? De 16 eram pe străzi. Eram... Asta ca să înțeleagă și da. oamenii că nu... Deci Atunci de azi... fost acasă. Nu, n-am fost acasă. Am fost pe străzi și știu că se striga români, veniți cu noi, pentru că atât de mulți am fost că trebuia să facem apel ca să vină alții. Dar tot așa, între ghilimele partea, iarăși partea urâtă a faptului vedeți, există oameni care de bună credință se duc și fac sunt băieții din galerie dar încă o dată când te duci cu acel banner pe care scrie nu vom uita sau morții nu, nu vor fi uitați Pita, când te duci pe data de 16, unul care n-a participat la Revoluție, are impresia că pe 16 au fost oameni omorâți. Are impresia că, da, într-adevăr, acolo se întâmplă, după scandalul de că într-adevăr este un sacrilegiu, dar repet, nu s-a, n-a murit nimeni pe data de 16. Bine, uh, trebuie să spunem că societatea Timișoara uh, com, uh, un pic uh, are, are un punct de vedere că cei doi parlamentari numiți de A, către... A, Ei au spus altceva. că să vii tu formațiune politică care ai pe listele tale, doi parlamentari care au făcut parte din structurile uh, care au luptat în Împotriva oamenilor din, ieșiți în stradă în 1989 la Timișoara? Unul n, unu n a luptat la Timișoara. Păi unul nu -a, unu a luptat la Timișoara, dar poate de la Sibiu. Da, și celălalt la celălalt unul la da, celălalt. Roman, da, roman aici a fost. este de. Da. Uh, și ei spun atâta timp cât acea formațiune politică are pe liste doi oameni care au uh, fost împotriva celor uh, ieșiți pe străzi atunci, în timpul lui decembrie uh, 1989. Uh, ar trebui să fie un pic, să-și păstreze discreția, nu să vină să. Plus că este un fenomen rarisim, niciodată nicio formațiune politică chiar nu a venit să suprapună. Da, aici, pe păi asta v-am spus că totdeauna trebuie să te aștept la ce este mai rău. Acum, vis-a-vis -vis de societatea Timișoara, toată, tot respectul pentru. Dar să nu uitați că acum câțiva ani acea societate Timișoara a decernat un premiu a unui anumit procuror care și el s-a dovedit orționar. Adică, vedeți, de-aia v-am spus părerea mea, deci încă Probabil o Probabil că uh, și lipsa informației vine târziu, asimilarea informației vine cu timpul, corelarea informațiilor, iarăși e, e un proces care necesită timp, că după aceea se revine asupra uh, anumitor decizii. Exact, da, de-aia v-am spus, lucruri care, care, cum să zic, se adică întâmplă Adică trebuie să le privim și... cu, uh, cu, cu așezare. Cu liniștire, da, adică să nu... Pe exagerbăm, dar asta m-a spus, asta a fost părerea mea. Și asta pentru că ani de zile, acum revenind la, la cel care liderul acela politic. Vedeți, acel lider politic, el a venit an de zile adus de, de revoluționari. Din, și bă, iarăși s-a prop. cum să zic, Timișoara a devenit un fel de Las Vegas al întâlnirilor revoluționare, știți? Din toată țara vin aici pe 16. Eu, de exemplu, nu m-am dus la București. Am fost de câteva ori la Slatina pentru că de fapt problema de aici pleacă de la o poveste. Deci povestea pleacă de la o poveste. <laughs> În 2004 sau 2005 am citit într-un ziar din Slatina cu Ioan Bânciu, care și el a fost ieri implicat acolo, că un un cetățean de la Slatina susține că acolo a, a fost dusă o mașină de morți uh, și care trebuia să... Deci un camion de morți, că practic de la Timișoara nu a plecat un camion, după cum știm, de cadavre care au fost incinerate la spitalul, din spitalul. Au fost de fapt două și că acest, acest camion s-a oprit la Slatina, s-a stricat, n-a mai ajuns la București și cadavrele ar fi fost... Nu vreau să zic distruse, s-ar fi scăpat de, de cadavre folosind acidul de la întreprindere al Roslatina. Da, ne-am dus la fața locului, într-adevăr am găsit pe omul care, care, susține chestia asta, care susține că a văzut... Tot procesul. Da, că s-a întâmplat, adică el n-a văzut practic, el, există martor care ar fi văzut că s-ar fi băgat în unitatea de jandarmerie, că la vremea respectivă era unitatea de jandarmerie, Într-adevăr, când ne-am dus în primul an nu ne-au primit, în al doilea an inițial au vrut să ne primească în unitate, după aia ne-au ne lăsat în afară și din acest moment, din 2005 sau 2006, nu mai știu, s-a făcut un pelerinaj, Slatina la popeștile ordeni. Așa era, deci s-a făcut un, mai nu vreau să zic, dar probabil că e corect, un fetiș. Înțelegeți? E un traseu. Un traseu, da, un traseu care până atunci n-a fost. Ena, la acest traseu, la, un, la București, Volens s-au lipit bucureșteni. La Slatina s-au lipit cei de, de acolo. Și iată, ăștia la un moment dat au făcut o reciprocă. Dacă tu vii la Slatina, eu vin la Timișoara. sau dacă vii la București, e. Și iată, acest uh, om care a fost acolo, el pe bună dreptate a făcut ceea ce face el de ani de zile. Acum că el nu știa că nu este corect și că aia este doar o poveste că la Slatina pentru că încă o dată nu există dovezi. Deci povestea există, dar nu există dovezi. Nu este certificată. Poate fi susținută. Da, exact. Deși oamenii care susțin că au văzut sunt Da, oamenii de dar, dar nu să... pot să dovedească. Nu și atunci pot să iată, dovedescă. iată o poveste că până la urmă este o poveste dacă nu este cer certificată, a devenit un loc și uitați-vă cum s-a ajuns că oamenii să aibă tot să, să fie convinși că au dreptate. Sunteți și istoric. Uh, cel mai mare risc ce poate să apară de odată cu trecerea anilor ca cât apar povești pe marginea sau pe lângă tot ceea ce înseamnă relatare concretă, faptică, consemnarea acelor fapte din 1989 diluează esența și ce rămâne după noi rămâne un tablou paralel sau rămâne un tablou impregnat cu între fapte și povești Uh, și la un moment dat nu mai știi ce e realitate și care e ficțiunea. O să treacă ani, inclusiv pe, pe povestea care ați, pe marginea povestii pe care, pe, povestii pe care ați relatat-o dumneavoastră cu Slatina, uh, copiii noștri sau nepoții nu se mai știe dacă și o să spună acolo au fost, o să vină unii, nu, că am găsit că și apar alte povești și așa se denaturează când noi avem șansa cu oameni care au trăit și să pot să povestească și pot să relateze fiecare toate faptele să se pună care la un moment dat să se îmbine Adică cine a fost la între operă și Consiliul Județean sau ce era atunci uh, conducerea uh, centrală Așa pe traseu fiecare ar putea să relateze ce s-a întâmplat și așa să, să existe o relatare completă și nu mai dă naștere la nicio abatere de la, de la realitate. Da, păi așa ar fi trebuit să fie, dar vedeți... De ce nu s-a făcut asta? Păi, păi revenim la chestia de poveste. Acum vreo lună, jumate, două, nu știu, s-a ridicat problema Muzeului Revoluției se ridică de vreo 30 de ani. Da, se ridică, dar Muzeul Revoluției care există, anul trecut au și, am și râs când am citit, vor să facă o reprezentare a Revoluției cât mai permisivă elevilor. Eu, părinților, tinerilor. Ce adică înseamnă o... asta? Oare? Adică, nu știu, eu Sunt se... și dascăl, și rănit în da, Revoluție exacte... și participant? Ce ar însemna mai permisivă? un fel de, interacțiune. Și atunci eu, în, capul meu, m-am gândit, am și postat pe Facebook chestia asta, parcă ar fi vrut cum să, zic, să, facă un joc din ala în loc de, de Age of Empire, nu știu, Age of Revolution, știți? Și personajul Cali mergând pe stradă și ei trăgând, știți? Ce rol ai azi, Sunt securistă. Deci eu așa și, am avut impresia. Și Cali să se, și să Cali, ducă după da, cât are, are șapte tramac. vieți, nu știu ce, știți? Deci eu, asta a fost părerea mea. Și de aia nici n-am achiesat la chestia asta. Și am zis, mă, dar aici e vorba totuși de muzeu, muzeu altceva, înseamnă obiecte, nu știu ce, nu jocuri interactive. Înseamnă mărturii, înseamnă în da, înscrisuri. Cu... Da, ceva, da, pe care înseamnă te Înseamnă fotografii, înseamnă filme, filme, pentru că sunt și oameni tot, care au filmat, da, au făcut fotografii, da. trebuie să... Și anul, anul acesta a apărut al doilea scandal cu denumirea, cum să se numească, și au zis de lepa bărbat. Prima victimă a Revoluției. Iarăși am râs. Eu n-am fost ca și colegul meu, Vaida, care a fost. Eu am râs, efectiv, zic că. Așa e omul. Adică, domnul Cornel, Cornel Vaida este un pic mai. Da, un mai. Mai tranșant da, da. exact. și a reacționat da, probabil și, mai. Și a spus dur. că prima victimă cunoscută de, de noi, adică de care știm, este Popescu Rozalia. Dar, vedeți, și aici, și acum începe marea problemă. Ce au făcut ce au făcut cei care au instrumentat dosarul Revoluției? Aici a fost marea problemă. Vedeți, uh, armata, nu că ăla pe care, care au omorât-o pe, pe, Popescu Rozalia, în majoritate, cei care au fost împușcați, au fost împușcați de armată. Iar cei care au făcut dreptate, sau ar fi trebuit să fă, au fost procurorii militari. Aici, de fapt, este mare greșeală. Procurorii militari, fără să există o persoană neutră lângă ei. Uh, unde s-au adunat dovezile, pe ce s-au bazat? Eu mă tem și o susțin, nu numai că mă tem. Mă tem că ei n-au prea făcut ce trebuie. Și de aici a plecat prima mistificare. Adică, uh, uh, credeți că toate mărturiile au fost. Uh... Nu, nu, mărturile, mărturile sunt ale celor care au văzut ceva. Exact. Dar, dar ce s-a întâmplat acolo, dacă chiar așa ei s-au dus și au făcut. Deci s-a spus clar. Cineva a tras, da? Au avut acel desfășurător. Pe strada, eu știu, pe strada, cum a murit Sorin Leia, că tot da, că stați suntem, pe strada. Da. Chiar e, pe strada Leia Sorinel mai... a fost împușcat de cineva. Cine a fost în acel moment acolo? Păi au fost 50 de soldați. Toți 50 trebuiau interogați. Da, dar asta înseamnă că nu mai puteai să dai drumul la procesul de la Timișoara pentru că asta este muncă de ani de zile. Înțelegeți? Trebuia să dai satisfacție populației care și atunci repede au găsit, acum pe bune... Bun, de ce nu s-a făcut pe secvențial? Păi, aici, a fost, aici, a fost problema. Deci au făcut un tort mare care am păcat pe toată, dar trebuia să ia așa. Domnule, nu ne, per... acum, nu ne permitem decât să vorbim despre momentul, eu știu, catedrală. Dar o facem ca lumea. După aceea începem următoarea chestie. Și bineînțeles, aici statul român, trebuia să bage bani, să bage uh, oameni, să facă. Adică asta este o cercetare. Uitați-vă în Statele Unite ale Americii. O chestie din asta se face în an de zile, sunt căutați, sunt aduși experți. Nu, au făcut-o ei. Și a ieșit ce a ieșit. E o întrebare pe care, la care, pe care tot am adresat-o tuturor participanților la Revoluție. De ce uh... Atâtea asociații de revoluționari, de, deși a fost o, o singură mișcare, un singur suflu, acea energie a fost cea care a unit oamenii. De ce după aceea energia asta a dezbinat și s-a împărțit în atâția? Cum vă explicați dumneavoastră și rănit, vorba aceea, mai afectată decât toți ceilalți, și după aceea, de ce nu s-au reușit să se coaguleze? Oamenii care participaseră, mânați de aceeași energie bună același interes. Păi aici, vedeți, iar ajungem la, la problema... Și apropo de mărturile la, și la ce s-a întâmplat a la instrumentarea dosarelor Să vii să spui că Revoluția a început doar pe 20. Nu, așa am auzit și sunt mulți care susțin. Bun, ok, deci Revoluție, dar nu poți să-i neci pe ceilalți dinainte. Și atunci vedeți. Bine, atunci a, ce a fost până în 20? Da, până în 20, da, 20 ce a fost? Da. Deci cu mișcarea asta. De, de am spus că nu-mi place titlatura asta să se spună de revoluționar, pentru că revoluționarii spun că noi practic cei până pe 20 nu suntem revoluționari. Și atunci, ce a fost a... Revoltă? Păi, auziți o, revoluț -o, o revoluție. O revoluție nu începe, nu începe. Vedeți, asta era o clasificare din asta sui generis. Cum începe o revoluție? Dau un exemplu. Revoluția franceză cum a început? Tot așa. Cu o revoluție. Cu revoluție. Păi, atunci cum poate să înceapă o revoluție? Bine, revoluția în sine ar însemna schimbarea unui sistem. Da, Dar da. ca să ajungi la schimbarea sistemului există o suită de evenimente și. Da, Revoluția forme americană de cum a început? Cu Revoluția mexicană? Păi, de Revoluția americană a început cu Revoluția. Dumneavoastră cum v-ați început? Ați fost două persoane. Când dumneavoastră v-ați născut, ați fost două persoane, cea ante și cea post. Pi Revoluția a început cu Revoluție. Da, cu un moment. Păi, ăla este dacă vorbești despre. nu are cum să, cum să înceapă. Adică începe o mișcare care după aceea se transformă. Asta e inginerie mai sunt genetică. Voci, mai sunt voci care susțin că Revoluția de fapt a fost la Timișoara, și după aceea a fost un alt stadiu de preluare a puterii. Iarăși, <laughs> sunt interpretări pe care numai faptele. Pot să o dovedească și în momentul în care oameni care se pricep și știu să clasifice clar și să clarifice foarte clar și să unească toate informațiile și să vadă unde sunt acele elemente în plus. Eu vreau să vă răspund tot ca istoric. Ca istoric Revoluția vă franceză, cine a făcut-o? Au venit o națiune, o altă națiune franceză? Nu. Tot de aici, na națiunea franceză care a trăit sub ancien regim, da, vechiul regim, a făcut o revoluție. Dar ei tot erau, existau nobili, existau proletari. Corect, corect. Deci nu aveau cum să vină alții. Și tot din adică fără participarea vechilor nu puteai să poți faci ceva, ceva nou. Corect. Păi nu, dar de zice revoluție, că tu ceva vechi revoluționezi, nu ceva nou îmbătrânești. Și atunci ei de acolo și din rândurile lor, Robespierre a fost avocat dar nu pe vremea Revoluției. El a fost avocat în vremea vechiului regim. Adică e o chestie normală. Că ei au ajuns acolo. Dar și între ei, nu? N-a existat fratele regelui care a fost mare revoluționar, Filipe Galite. Păi ce înseamnă că l-a furat Revoluția? Nu, ăla când a încercat să facă ceva, s-a avut ce... Deci asta a fost. Noi tot comparăm ceva din altă parte. La noi. La noi a fost o revoluție. Au intrat oamenii în CC, au intrat oamenii în, în, operă. Bun, și acum Ilescu a furat revoluția. Bun, dar ce făceau ea de lângă Iliescu? Iar eu vreau să vă întreb. Știți că și la Timișoara a venit Radu Bălan. Da. Păi dacă Radu Bălan a fost aclamat de 100 sau 200 de mii de timișoreni cu Radu Bălan, că e bănățean, dar el până pe 21, hai să nu zic 20, el a făcut parte din, din acele structurile zi... de conducere. Exact. Păi el, el, și chiar, el nu... era da, sus. chiar era sus de tot. Păi el n-a furat revoluția de la Timișoara. A furat-o? Păi eu nu știu, habar n da, dar a furat-o? Dar când l-ai că... chemat acolo, păi da, 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 a dus de revoluționari, nu a venit el. Așa și Ilescu a fost adus de cineva. Dar revoluționarii aia care erau acolo, ce au făcut ca să-l oprească pe Ion Ilescu? Eu, ce au făcut revoluționarii? Apropo de revoluționarii care ar fi putut să... Sau, da, să sau... ducă până la capăt revoluția. Da, sau, da. Cine au fost revoluționari? Acum haideți să mergem și pe faptul. Cine au fost primii revoluționari pe care îi știți dumneavoastră de la București? E de la televizor. Cine e de la televizor. Toată lumea știe. Da, adică Dinescu și Caramitru. Dar pe Caramitru l-ați văzut, ați văzut ce roluri a avut el în, în filmele alea. N-a avut niciodată un rol de comunist. E, nu. A avut. Și, <laughs> a avut. Vedeți, vedea vă spun, adică, iertați-mă, deci n-am idei de unde se aduce alți oameni. Adică ăla era poporul român. Dar sigur a venit Ion Iliescu care a spus ce a spus, și lumea s-a Dar eu întotdeauna am spus, ok, eu la Timișoara nu puteam să-l opresc pe Ion Iliescu, că mi-e clar nu mi-a convenit ce a zis. Dacă tot se spunea că a avut loc o revoluție și el a venit și a zis tovarăș, cei care au fugit au întinat mem memoria membru. Păi asigur că m-a enervat. Dar eu mă așteptam ca cei de acolo eu să vină unul să-l ia de guler și să zică, bă, da, bun, stați căltăm pe Ion Iliescu la o parte. Ați văzut general de armată acolo. În București nu armata a tras în ei. Da. Ați văzut ofițeri de la securitate care au venit, ofițeri de miliție. Păi, Și de ce n-au luat măsuri împotriva lor? Bucureștenii. Pentru că așa se face o revoluție. Și acum ne ducem la istorie. Știți că revoluția de la 1848, fără o parte armate, nu s-a putut face. Corect. Și tot după aceea, o parte armată a arestat de vreodată. Că de -aia a fost personajul acela Ana Ipătescu, care era, când eram cel puțin noi copii, încă era studiat. Acum nu se mai studiază. Ana Ipătescu, de două a salvat uh, guvernul arestat. Ca și cu revoluție și contrarevoluție, Dar tot din oamenii de acolo se face o revoluție. Nu poți te duce să anunți, bună ziua, avem nevoie de revoluționari. Deci, i asta, v-am spus, sunt interpretări făcute de persoane care tot timpul încearcă să, cum să zic, să, cum ați zis dumneavoastră, să dilueze, să aibă ceva de povestit și la Apare sau... o zonă mistică ce uh, începe să se denatureze foarte mult. Și apropo de asta, că avem nevoie de istorici care ar putea să o ancoreze, pentru că, la un moment dat, parcă a luat-o la vale Revoluția da, din 1989. Adică bine. nu mai este ancorată în niște repere corecte. și să... Pentru că există și în cercetarea istorică, există niște rigori. Trebuie să știi să să încadrezi, apropo de ceea ce a vorbit. Pornind de la definiția Revoluției, trebuie să înțelegi că definiția nu poate fi Adete, m a m mai respectat că nu s-a făcut cu desfășurători în mână. Da, exact. Acum da, cu intră scenariu, și da, cu scenariu, da, da, cu regie da. și cu. Da, uitați-vă, de, de ce nu sunt germanii? Încă o dată, haideți să mergem, vorbim pe anul 1989. Eu știu acum că asta e meseria mea. Dar Ceaușescu s-a dus și -a i-a cerut lui Gorbaciov ajutorul. Gorbaciov a zis nu. Honic i-a cerut. Acum știți că la noi au fost sovietici. și dacă ar fi fost sovietici, care au fost în Germania, nu au fost sovietici ce ei, sovieticii n-au trădat. Zidul ăla al Berlinului, credeți că a căzut de la sine, că au suflat nemții pe el? Sau au ia de pe partea cealaltă, sau proptici a picat? Rușii chiar acolo n-au avut niciun fel de... Și vedeți că neamțul se duce și zice, vai, să n-aud de nou noiembrie 1989, că rușii ne-au lăsat să... Păi clar că rușii te-au lăsat. Deci, sau clar, cel puțin nu te-au lăsat, dar n-au intervenit. Dar nici n-au intervenit, adică erau acolo, rușii erau o realitate. Rușii dominau partea asta de lume de 50 de ani la momentul ăla. Ne întoarcem un pic și în România. De ce n-am fost niciodată curioși? Apropo că Revoluție, ce se întâmplă, dar totuși să o clarificăm, să clarificăm lucrurile astea, ca istoric, ca participant, ca victimă. Știți din ce cauze? Din cauză că în spatele A, Revoluției, uitați azi dimineață m-am aflat că s-a făcut un nou muzeu, sau cel puțin urmează să se facă un nou muzeu, muzeul ororilor comunismului. Când am auzit, am fost sunat, am început ce să e râd. Aia? Nu știu, ororile comunismului. Am început să râd și doamna care mi-a zis mi-a spus că cei de râs. Și a spus, Doamnă, nu vă suprați, ca la, 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 la Viena, la Prater, știți? Da. Că uh, muzeu de ceară, uh, horror, nu știu ce. Și a spus, Doamnă, ce? Explicați-mi mie, eu, eu sunt prostuț la chestia asta. Ororile comunismului. Eu zice, uitați ce s-a întâmplat. Doamnă, eu am trăit în comunism. Care a fost oroarea aia? Cartela Lumina stis, bun, dar ai nu oroare a stins. O... O... Oamenii arestați. Oameni? dar da, bun, dar care de sunt ororii? Deci atunci, sau cum noi, ce s-a întâmplat în China, în timpul Revoluției, sau eu știu, în altă țară în care au murit milioane de oameni. Ale, cum pot fi numite? Super orori hiper orori mega orori adică, haideți să avem proprietatea cuvintelor. Și am zis, doamnă, dacă așa s-a întâmplat. De ce totuși încă după 31 de ani tot vorbim de ciuma roșie și tot încercăm să scăpăm de ei? Apropo de orori. Dacă tot atâtea orori a văzut poporul român, pe păi, de, de atâtea orori scap de, 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 torționar, de torționar, Deci, nu știu, se folosesc niște cuvinte. Ieri, iarăși, am și fost niște, și sunt niște, există niște inițiative, mă băgate în seamă care... care exact, care, uh, uh, eram la lansare de carte și se spune comemorarea Revoluției. Și atunci am spus, vă rog, luați cărțile de aici și puneți coliva pe masă. Haideți, puneți un sicriu aici cum, și. Cum să comemoreze? O revoluție, revoluție da. Deci adică, o slăvești, eventual. O da, o aniversezi, o slăvești, o rememorezi, dar cum să comemorezi? Și uitați-vă, de 30 de ani tot asta au Au început uh, zilele comemorării revoluției. Probabil că o, o comemorăm, dacă o îngropăm Păi și ele, nu știm da, nimic. în timp ăsta așa o să ajungem, da. O îngropăm, o îngropăm, o îngropăm cu totul, da. Adică lucruri din a... Și uitați-vă, apar niște personaje care au niște inițiative. Anul, anul trecut de... au apărut niște. Niște tineri din ăștia erau în piața libertății cu o chestie din asta, artistică. Păi când i-au văzut, la început au, au apărut oameni, uh, ei erau îmbrăcați în, în, uh, nu în salopete, ceea ce firesc era al muncitorului, salopeta, dacă tot dar au venit în halate. Și evident. Uh, Ca ce... Din fabrică. Da, din fabrică. da, dar eu, de exemplu, eram muncitor în, în salopete, nu aveam halat. Dar, da, da Și muncitorul, în esență, este un om în salopetă. E, și pe lângă chestia asta au început o revoluție în care ce credeți că apare în mijloc uh, semnul flower power? Deci, <laughs> domnule, deci încă o dată eu am rămas siderat, am spus, bă, Păi poate nu știați cum erați în 89. Da, da, da nu mai nu știam. Nu știați că curent Mai, mai știți ce așteptam acolo să se împartă jointuri, știți? Că atunci chiar <laughs> că, vedeți, da, da, vedeți, disparat așa, azi o chestie, azi nu știu, la un dat vine și spune, păi da, bă, erau niște drogați, Că de au ieșit în sau stradă. sau niște beții, sau beții van, da. Că sau atunci bătiri. e mai puțin, nu prea... Dacă, știți că asta iarăși o problema chestie, au spus. Pe vremea lui Ceaușescu dacă era, băutura, mai da. puțin, era băutura. Da, și au zis că, da, erau, nu știu cine a povestit, că nu, nu în zonă nu s-a vândut alcool, adică practic hmm. cei din Maria erau niște indivizi care stăteau la coadă la Toiche și că vedeți iarăși, o, o de... Poți să știi? faci analogii cu Da, ce la, vrei. La, 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 biserică știți că se dă vinul de împărtășanie. Da, da. ce? cu păhăruțele? Pație? Da, așteptau vinul de împărtășare că nu se dădea la alimentară băutură. Adică niște lucruri care nu trebuie luate în seamă că este, astea sunt niște amănunte neesențiale. Dar vedeți, au venit și de să se lege de ceva pentru că știți ce Asta fost? cred că ar trebui să fie rolul, apropo, al asociației și dacă ar exista o, o voce sau mai no, vocile no, 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 no. unice, probabil că e, aceste dezinformări ar reuși să și anihileze, să fie anihilate. Nu, dar să fie niște oameni și care să, fie să verifice. să fie lucrurile bune. Bun, dar asta ar însemna că asociațiile să se unească. Asociațiile și cei care, care scriu, dar încă o dată v-am spus, eram la, eram la, am citit lucrări. Eram colaborator la, la, și la Memorial Revoluției, dar în special la Irele de București. Și erau luați oameni din Timișoara, că dacă scria unul de la Focșani sau unul, eu știu, din, din Guadelupe, nu o avea omul clar, dar unul din Timișoara, sau cel puțin de lângă Timișoara. Și au început cu niște exagerări de stăteam și mă întrebam cum, de unde le-a scris. De exemplu, spunea că oraș era străbătut de coloane. Păi care coloane pe 16 seara că a fost, au fost două coloane care a devenit una și de au și fost, a fost reprimată? Că dacă erau coloane, ziua de 17 trebuia să se des, să, Nu, coloană. Și știți ce era? Era, era chestia asta, exact ce v-am spus. Aici, acum, la 12 și 7 minute sună. A trecut o coloană. Wow, deci a fost o coloană. Uh, Dar, vedeți, nici măcar nu s-a uitat pe hartă. Ce v-am spus de cele două puncte din Maria care sunt la A și de B? Între Se a relatează B, da. că între A și a B, B s-a văzut B s -a s -a... o coloană? Da. Și după aceea este ce care vede aceeași coloană. Între B și ce? Da, între B și ce. Dar precis, acum sunt două coloane. Dar de fapt era o singură coloană care mergea. Două, coloane, nu, două persoane care relatează despre o coloană. coloane, de la un dat nu, trei trei coloane persoane, după 4, după 5. Pentru trei. că, de fapt, era un de persoane care raportau exact. aceeași. Dar, dar, în loc să se meargă pe chestia logică, că sunt mai multe persoane care vorbesc despre o coloană, au preferat să facă invers. Mai multe coloane. Au preferat să o că nici nu s-au priceput. Nu, da, ați spus, exact aici zice zis ce trebuie, dar nu s-au priceput. Pentru dar... că despre evenimentele din 1989 ar trebui să vorbească oamenii, să relateze oamenii care au fost. Dar să preia aceste informații oameni care știu să le preia. Exact. Deci, care să facă, cum să zic, o. Nu vreau să zic o. toate bune. Eu vreau să vă întreb ceva. Dar se poate face, cum să zic, o separare. Ce ne interesează? E bun. Dar ei au luat de aici. Sensațional. Înțelegi? Sensaționalul ăsta. Mamă. ce dar ce a fost atât de sensațional? Pentru mine, pentru mine n-a fost sensațional că am fost împușcat. Pentru mine a fost senzațional că am rămas în viață. Tu, senzațional! Hai să scriem ceva și atunci au luat... Pentru asta a fost o dramă că ați fost împușcat. Nu, n-a fost o dramă, nu. Pentru mine a fost o dramă că am ajuns să, să văd lucruri care, care în mod normal nu trebuia să le văd. De Aia a fost o dramă. Că am fost împușcat încă o dată. Văzând câtă prostie acolo, eu m-am așteptat. M-am așteptat să ne facă ceva rău. Înțelegeți că la ce se întâmpla în ziua de 17, ce s-a luat în ziua de 16, era foarte clar că ei, într-un fel, vor, vor vor încerca, vor încerca să, și să vor facă ceva. Și, vor face chiar și atunci, viz. sigur, dacă ești în orașul ăla care era cum era la vremea respectivă, cu flăcări, cu fum, cu oameni, cu arme, adică pe podul de cebal am fost împușcat, dar până pe podul de cebal, au mai încercat de două ori să mă împușt, odată să mă înjunghie. Sigur că era o nebunie și în momentul ăla, când ești în mijlocul unui nebunii, n-ai cum să aștepți la un rezultat normal. Te aștepți la un rezultat anormal. E, Pentru mine, rezultatul anormal a fost că. Iată, împușcat de dor și-am supraviețuit. Este un rezultat anormal. Alții împușcați o singură dată au rămas fără mână, fără picior, au murit. Au rămas cu sechele. La mine este un rezultat anormal. Împușcat de dor sunt în viață. Înțelegeți? De-aia nu m-a surprins. Pe mine m-a surprins tot ce s-a întâmplat. Pe mine m-a surprins când am ieșit din spital și mă verifică dacă nu sunt terorist foștii soldați de la securitate care își șupsesc sărăpetlițele. Pentru mine a fost o, o, o metamorfozare a unora care până atunci stăteau și, și pentru orice lucru pe care l a spus, în înverșunați împotriva comunei, plus dintr-o dată pac erau mai revoluționari. Numai pentru simplu fapt că și-au și-au pus pe, pe mâini o brasardă. Știți, eu am o vorbă, în 1989 s-au schimbat vremurile, oamenii și unii și-au schimbat chiloții. Adică au schimbat chiloții cu PCR și-au pus altceva pe ei. Asta de fapt au făcut, asta a fost marea lor schimbare. Dar din punctul de vedere al, al, lucrărilor istorice, trebuie foarte, foarte mare atenție la ce pui în ele. Eu vreau să vă întreb, e o părere a mea și poate că e, e o întrebare firească ca un om care așteaptă scrierile oamenilor care sau relatările oamenilor care au trăit tot. Sunteți unul dintre cei îndreptățiți să facă asta. Ați și scris cărți. Dar știți să le scrieți, aveți și căderea să le scrieți. Dar au apărut foarte multe cărți și aici nu e vorba de combatere, ci e vorba de ceea ce se scrie în cărți. Nu a existat o editură la care să se scoată sau să se verifice acele informații. Fiecare a, a scos ce carte a vrut. Că a relatat, că a luat, că a intervievat, că fiecare s-a trezit, dar nu a existat o unitate a celor asocia, asociațiilor de, sau a unui institut sau a memorialului sau cineva să fie desemnat să se dea un acord de principiu. Așa cum un, orice carte primește un acord și primește un uh, drept de, de, tipărire pentru că este în acord cu realitatea că nu este beletristică. Păi, revoluția dacă ar fi fost beletristică, hai să spunem. Era o carte de povești, că dacă o numești povești despre revoluție, e ok. De când, sau ar fi, să spunem, în niște, de, deși n-ai voie să faci, să faci asta. Păi, uh, în asta s-a transformat eu, eu le da, zic. De ce nu? De ce? Cei care au participat, cei care știu, de ce nu au combătut asta? De ce nu se combate așa sporadic? Vorbim, de pe... dar de ce nu au fost niște sancționări? Respectivele cărți, 1, 2, 3, undeva să existe și o astfel de formă de manifestare ca să rămână consemnat că acele cărți nu sunt repere. Păi știți să uitați, eu vă dau aici un exemplu legat de istoria, istoria iudeilor. Nu poți să te duci să scrii o carte în care tu să zici Hitler a fost un băiat bun, evrei păi au fost niște ticăloși. Lasă. Păi vedeți. La uh, noi de ce s-a lăsat? Nu au murit așa. poate încă o dată, hai să zice, n-au murit șase milioane de evrei, dar uh, dacă să zicem că au murit 5,999.999. de înseamnă că n-a existat holocaustul? Nu, și dacă au murit 5 Și dacă, cinci au murit vrei patru, dacă au murit cinci Evrei, tot a existat. Tot a existat, da? Deci pentru ei este Holocaust. E, vedeți, cum va acționează. La noi problema cum a fost? Uh, a apărut acest memorial al Revoluției, care trebuie să fie memorial după nume. Lucrarea mea de doctorat este Memoria. Chiar, memoria. Revoluției. Asta s-a întâmplat. Nu adăugiri, nu tăieri nu ne convine de anumite persoane, dar aia trebuie brut, brut, materialul La om, brut. La urmă aici nu este vorba despre persoane, este nu, vorba aici despre vorba de istoria. istorie. Istorie. Istoria Și despre brută. despre acest eveniment. Evenimentul în sine. E, au apărut. După aceea au început să apară lucrări care scârțiau. Se vedea foarte clar că nu e ok. Bine, Memorial a început foarte bine toată chestia asta. La vremea respectivă, cel care era acolo era profesor dr. Milin, care el a băgat documentele așa cum le-a găsit. Adică, primele lucrări de la Memorial au fost, au fost lucrări scrise de fie iertatul Iosif Costinaș, care și el încerca să caute. Dar practic, na, era ziaristică. Trebuie să spunem că este o muncă extraordinar da, deci, de grea. Iosif Costinaș chiar s-a chinuit, a făcut niște lucruri și ele au fost rezultatele. După aceea a venit uh, profesor Dr. Milin sau nu știu cum a fost acolo, oricum, el, el s-a pus și a zis hai să facem o lucrare și a făcut lucrarea procesul de la Timișoara, în care ce se auzea pe casetele audio aia a fost, fost pusă pe hârtie. Înțelegeți? Nu s-a tras niciun fel de con concluzii. Deci ce s-a auzit? Adică au fost pur și simplu faptele. Da, faptele. Ce au povestit oamenii ei la proces, sub prestarea jurământului că nu, nu, asta, nu, nu mint, a fost trecut pe hârtie. Asta a fost tot. E, după aceea, după ce profesorul Milin de acolo a plecat, au venit specialiștii. Este oh, celebrul an 2009, 20 de ani de la Revoluție, când inclusiv orașul Timișoara a fost în pânzi, de organizații, ONG-uri, care fiecare, și acum nu vreau să dau nume, dar sunt unii care care s-au băgat în foarte multe. Și atunci a ieșit un, un papricaș, cum zicem noi bănățenii, numai că era paprikașul care nu prea era ok. La, la Teche, de exemplu, la, în față la, la Teche și pe data de 16, să se strige Ilescu vinovat pentru morții din Banat. Și ce au rămas cu gura căscată. Deci era începutul denaturării. Deci această denaturare flagrantă este de 10-11 ani, nu mai mult. Anul următor, la București se scoate, uh, se scoate celebrul Dicționar al Revoluției. Un dicționar mai mic. Dicționarul Revoluției. Da, un dicționar mare, o să vi-l arăt. Un mare dicționar al Revoluției, plin de greșeli. Terminologie, ca asta, ce au apărut să nu, nu, noi? Nu, 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 s-a vorbit despre anumite fapte, despre. Și acolo. Și un dic... numit dicționar? Da, Dicționarul Revoluției, da, o, e o lucrare o, mare. Deci nu e, nu e, cum să zic, nu este greșită toată. Dar cel puțin în cazul Timișoarei și a banatului sunt niște, sunt niște greșeli flagrante. De ce? Pentru cel care, cel care a scris aici, a mai scris o carte sau făcea parte dintr-o echipă care, care a scris istoria Revoluției din banat. Și acum ajung la esența problemei. De ce nu se vrea această clarificare? Eu vorbesc după 20 de ani de la Revoluție. Nu știu ce s-a întâmplat după 10 ani, știu ce s-a întâmplat după 20 de ani. Pentru că aceste cărți apărute au stat la justificarea foarte multora care și-au preschimbat dosarele. Și ăsta a fost momentul pentru care foarte mulți au devenit revoluționari cu acte în regulă, pentru că au dus cartea. Ia uitați, scrie de mine aici. Da, vă rog să-mi dați. Asta este, de fapt, este o chestie în care istoria a servit foarte bine. Și cu toate acestea a fost un institut înființat, care a da, trebuit să da, certifice. Să certific. Și el, tocmai pentru Dar că Este a foarte ușor să certifici dacă acei, acele nume au fost realmente. Și încă ceva, normele pentru care ești numit revoluționar, pentru că tot așa revoluționare au fost da, Sute, da, zeci. nu, toată România a fost revoluționară, așa și copiii care au stat toți, în brațe părinților care dormit, și care au fost toți acolo, toți care au dormit la Focșan, la Cluj, au participat toți la revoluție da, toți, pe toți au fost, pe de am spus, Ei, și atunci au apărut, au apărut alte lucruri revoluția a început la Iași cei de la instituți au dus la Iași eu am spus vă rog, arătați-mi și mi au arătat acel fluturaș doamne, încă o dată, eu nu contest acolo scrie așa, să vină în piața unirii pe data de 14 la ora 16. Dar asta nu e chemare la revoluție. Este cum eu vă invit pe dumneavoastră în parc. Acolo, da? Cu, Dar cu toate astea existau deci existau uh, uh, manifeste pe care tot revoluționarii din Iași le-au dus în care spunea povestea mai departe. Dacă pe data de 14 nu se întâmplă asta, ne mai întâlnim pe data de 21, pe 28 și mergem și facem uh, un marș al tăcerii. Deci eu n-am pe cuvântul meu, dacă dumneavoastră ați auzit de Silent Revolution sau de Revoluția Tăcerii, atunci eu cred că la Iași trebuia Dar să... Dar de fapt ce se dorea atunci? Sau era... Se știa să... și se organiza o... Se făceau chestiile astea, cu toate că exista chestia că nu urma să aibă nicio revoluție. Revoluția nu se anunță. Atenție, acum începe revoluția. Nu există niciun de așa ceva, deci încă o dată nu există. Atenție, la ora 10 și 5 minute începe revoluția. Acolo încep loviturile de stat. Atenție, acum acționăm. Da, da, acum ne întoarcem un pic de asta. Am lămurit că da. e clar că institutul... Și da, și, acolo ce... a fost, e, și atunci același om care a scris aici, în cea mai mare parte a ăsta care a scris și despre Timi, eu despre Timișoara și despre asta m-am legat. Ei, După ce a urmat, au fost reacții. Da, 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 aveți dreptate și hai să facem o revistă, pardon, o ediție revizuită și adăugită. E, de momentul în care tu tot la... La cel care a scris prima variantă te îndrepți aici, deja, cum se zic. Nu știu dacă a fost rea voință sau alt lucru. Da, și în momentul ăla m-am lămurit că bat la ușile la care nu trebuie să bat și, și nu, nu știu dacă a apărut, dar au, au exagerat. Dacă dumneavoastră număr... mai sunt mulți și totuși nu v-ați unit. Păi nu ne-am unit pentru că și dacă ne unim, în primul rând că politic nu se dorește. Deci, vedeți, mai așteptăm am ar... să se întâmple ceva politic? Păi nu, dar politic nu se dorește chestia asta. Adică, totuși, când vezi că se întâmplă niște lucruri și tu tot ții pe cine e chestia asta, cine ești tu, -a el a... e ăla. Știți ce este frapant? Pentru că mm. sunt oameni care uh, chiar și-au asumat niște riscuri atunci, în 89, și culmea ce... că nu vor să meargă cu adevărul mai departe, adică l-au trăit uh, toleranța față de, de uh, minciună. Mi se pare mult prea uh, frapantă față de ce curaj a fost atunci vorba aceea când s-au înfruntat acele pericole. Uh, tabloul ăla sinistru că dacă te uiți numai la fotografii îți dai seama cei care nu a fost acolo în piață sau nu au fost pe străzi da. în Timișoara. Și dintr-o dată, tocmai acum când e senin și oamenii ăștia care vor să facă tot felul de jocuri, nu sunt atât de puternici pe cum era glonțul ăla care stătea să păi sau nu cuțitul dar... unui, unuia care nu știa ei lângă cine ești. nu sunt puternici, dar nici nu pot. Unde să te duci? Că aici e vorba că sunt instituții. Instituții în care acești oameni lucrează. Și atunci... Dar vezi... sunt voci. Sunt voci și locuri au fost și sunt multe ocazii și se pot crea multe ocazii în care aceste voci care ar putea și-au înfruntat atunci riscurile ar putea să se facă. Aici nu găsesc. Eu e semn de întrebare. Bun, dar cine ne ascultă voci? De, să nu credeți, de câte ori am ocazia. Sunt oamenii care v-ar asculta și cu care ați rezona, care au fost acolo și. Sunt oameni, dar vedeți ieri, ier, ier, de exemplu, am auzit o discuție din asta, că iară s-au întâlnit la primărie, nu știu ce au. Nu, eu vă spun, eu nu particip la ce -au. Și iar să se facă un grup, dar fără istorici. Păi în momentul când auzi așa ceva... De ce fără istorici? Păi te zic... De ce sau pentru... care istorici? Sau care istorici, da. Sau... Dar vedeți, asta e o chestie, că fără ăia, dar cu ăia. Ați la... exact ce v-am spus la început, la da, momentul... Cine face selecția? E, aici e problema. Cum se face selecția, cine face selecția și pe ce se face selecția. Și care sunt criteriile. Care... exact. De aia v-am spus la momentul de ieri. Eu încă o dată, eu n-am dat dreptate niciunea dintre părți. Pentru că, din punctul meu de vedere, ambele părți au greșit. Așa este și aici. Cine vrea să facă asta? Oricine vine zice, eu cu omul ăla. Dar cine o omul ăla? Nu contează. Păi da, mă, dar nu pui pe unul care, care știe. Adică, dumneavoastră, că tot aveți soțul medic. Chiar mergeți la, la un medic doar pe baza faptului că este... Care medic din lume să laudă -i că i-au murit toți pacienții? Ați auzit de cineva un uh, afiș la un uh, cabinet medical pe care scrie: Atenție! Aici este cel mai bun medic. Niciun pacient nu i-a supraviețuit. Bine, în principiu, un medic merge pe premiza că salvează vieți și păi prevină vedeți, vedeți. Dar Bun, aici dau un de exemplu. Deci, noi aici că... trebuie să aici uh, luptăm pentru adevăr da. și să luptăm, să nu promovăm minciuna. Și el sigur că vine și zice: Domnule, știi ce am făcut? O, cum, de exemplu, tot așa în cazul. Vorbeau, Eu am scris despre Revoluția de la 1848. Și am zis, da, ok, dar Revoluția de la 18, sau, sau nici n-au scris, erau fost ofițeri de armată. Păi închipuiți-vă când îi dă unui ofițer de armată să scrie de armată. Păi el îți încriminează armata. El și dacă scrie frumos, 15-20 de pagini, la pagina 20 sau 16, apare și zice, în dimineața cu tare s-a întâmplat aia, soldatul cu tare a fost împușcat. Și atunci asta este întreb, nu, mă, are dreptate omul ăsta? Păi da, dacă e militar. Dar logica v-am spus, Bun. Luăm militarul care vorbește din perspectiva lui. Luăm uh, celălalt om care a participat în balcon, vorbește despre el. Vorbe... Și atunci lucrurile astea se coroborează. Tot îmbina. timpul, tocmai că nu tot timpul. Pentru că cel de aici... Bine, și ăsta este un punct important, că nu tot timpul. Păi nu tot timpul, că de Pentru spun... că nu se poate un eveniment de genul ăsta da, de despre nu trebuie și, tocmai, și cu atâta masă tocmai... ar fi foarte rău să se da, pună. Că, acelea, tot să spun că atunci ar locru. fi chiar cu o scriere da, clară. Da, atunci e clar că s-a avut un scenariu. Atunci ne punem întrebarea ce a fost. Da, dar ce vreau să vă zic. Cel de aici, da, care este civilul care participă la ceva. Da. dau un exemplu. De aici militarul trage. Credeți-mă, când a tras civilul ăsta, a, a, deci militar, au împușcat un civil care, de fapt, tot militar era. De ce? Ăsta mergea la serviciu. Da? Și era în civil. Și era în civil, înțelegeți. Bun, acum mergem pe varianta cealaltă. În spatele soldaților erau niște civili. Eu am stat, de exemplu, cu un, un uh, militar în, în pat, în pat, în lângă ăsta, lângă mine, lângă patul de lângă mine, uh, care fusese împușcat în spate. Împușcat de civili. Acest istoric, a venit zic, păi demonstranții l-au împușcat. Dar ați văzut vreodată uh, la o demonstrație? De deci ce aici v-am spus că e o problemă? O demonstrație în care jandarmii stau cu spatele la, la demonstranți și se uită la clădirea pe care trebuie să o apere? Da, dar dumneavoastră ați văzut vreodată așa ceva? Mie mi se pare și nefiresc de ce ar, păi Mie e la ce, fel. De ce ar sta? Dar mie mi se pare nefiresc. Ar, de ce ar sta? Supărați? Sau da, așteptând. adică, bun, au zis, mă fii atent, ne, atent pe... ne e de ru rușine de voi, că nici măcar nu. voi. Nu așa ne de tare ne-am supărat pe voi că ne întoarcem cu, <laughs> ne spatele. cu spatele. da, adică. Mm. Și, bun, după aceea, și armamentul, vedeți, ajunge la altceva. Zice. Uh... Bun, a fost împușcat. Se poate afla cu ce a fost împușcat. Da, păi acum ajunge pe la asta, vreau să vă zic, da. Deci l-am văzut în spital că avea o gaură cât a mea, da? Asta deci era clar, o armă... O armă grea. Și nu... spune, spune același istoric. Acolo s-a aflat că un milițian a fost dezarmat la poștă și civilii l-au împușcat. Păi, doamne, milițianul avea pistol carpați. Ăla, dacă trăgeai, nu, nu neg că nu scotea gloanțe, dar atât de prost era pistolul ăla că era foarte greu să împuși la 25 de metri. Acum, hai să mergem să vedem piața libertății. Ăia stăteau ținte? Și a venit, a venit acel civil care, ipoteticul civil cu pistol și s-a dus și pac, a momentul în care Zaharia s-a întors cu spatele și l-a împușcat. Cât adică... exercițiu exista pe vremea aia că noi toți da, am dat cu arma da. care scoteau la... Fee, da. Tehnica de apărare, de apărare a patriei. Apărarea da, patriei, dar nu, nu cum se uh, că e, și apare... dar tot nu aveam, nu avea exercițiu să știi să tragi și să fii sigur, un trăgător de elită, ca era. să l împuști pe, pe și, Zahari. la distanță, da, și, și la distanță în mișcare, și... Cu un pistol, da, cu un pistolet care v-am spus. El ca, ca, ca producție era prost. Ei, iată acest, acest istoric, dar, încă o dată, dăm la o parte că istoric este militar, spune așa ceva. Păi, atunci, sigur că e luat de bună, dacă eu o spuneam. Bun. Există posibilitatea, mai există posibilitatea, din punctul dumneavoastră de, de vedere, și ca istoric. Nu mai și este. Nu, Ca profesor nu, de istorie nu. și. Există posibilitatea să se remedieze unele neajunsuri și să se pună uh, da. să se recanalizeze. Aici aveți de, pe de remediat, normal. da, dar ca să ajungem la adevărat nu o să se mai poate pentru că atât de contaminate de, e de nu știu, este este da, se pot face anumite anumite corecții, cel da, puțin cele care pot să deturneze foarte da, mult, da, care pot rezolva niște probleme. Dar în rest Hai că nuanțe sau așa da, acolo nu, se nu mai cred pot că face, se deci mai pot. Nu, 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 pentru că v-am spus, e prea prea înrădăcinat. Am, după aceea am aflat. Știți de ce zic? Pentru că încă sunt oamenii, adică se poate beneficia de oamenii care sunt. Dumneavoastră sunteți ca că... Cei din balcon, cei care au fost pe da, străzi. Dacă vorbim sunt. Despre, despre anumite, da, dar vedeți că pe lângă. Chiar și cei din securitate sunt, chiar și cei din armată sunt. Da, putem. Procurorii să, mai sunt. Putem, să, face, putem mai să, sunt. să facem pe. Deci, știți ce putem face? Exact ce ziceam mai înainte. Putem să rezolvăm o parte. Secvențial, secvențial da, dar în rest. Nou, deci, cum au apărut revoluționar peste tot? În locuri. Bine, în au apărut care... revoluționari peste tot, dar în momentul în care. Uh, uh, Faci secvențial, deja se împart foarte bine apele și se definește și ce înseamnă revoluționar. Că una este să participi la revoluție și alta este să fii extrem de activ. Toată lumea s-a expus. Dar sunt unii care uh, au avut o expunere mult mai mare. Uh, care da. și-au expus uh, și și-au periclitat foarte mult siguranța. În 1989 și după aia au devenit puțin mai mai puțin vocali. Exact. Alții care au făcut mai puțin, în om exact. care au devenit... fost de fapt în corpul mare, da, au mai, devenit mai, mai vocali decât cei care s-au retras. Este, da. Pentru că uh, cei care de fapt uh, s-au expus mai mult aveau și spiritul acela de sacrificiu și înțelesesele esența evenimentelor. Iar cei care au fost masă uh, au venit aduși de. pentru că oricine, sunt puțini cei care să zici că te lasă sufletul. Au fost și cei care s-au temut și nu sunt de combătut. Nu, asta nu combați, că sunt oameni care le-a fost frică. Da, dar v-am spus, au creat niște legende, că vedeți când spunem istoria asta povestită, este un fel de fantasy, un fel de Game of Thrones, știți? Care e frumos, care are, care are audiență, dar nu e istorie. Da, zic, uh, s-a mers foarte mult pe audiență pe când revoluția... Exact, pe audiență, nu, aici nu pe, pe realitate. Și pe captarea atenției publicului, i s-a îndepărtat de la, de la, realitate și dacă stai să te gândești audiența e acum, realitatea s-ar putea natura. să fie, realitatea s-ar putea să ne zdrobească, că nu o mai recunoaștem peste ani și copiii noștri s-ar putea să plus, nu mai aibă, apărut, vedeți, să apărut... nu mai respecte valoarea da. unei revoluții. Pentru că au apărut tot din ăștia care zic, eu am făcut, eu am făcut, eu am făcut. Și acum, ok, bun, am înțeles. Daniel Zăgănescu a strigat primul jos Ceaușescu. Acum este oameni care au fost acolo, au zis că el a strigat jos comunismul. Eu care am fost acolo n-am auzit așa ceva și ca mine sunt... Bun, dar în momentul în care, vedeți, e ușor să zici mă, și aici se leagă chestia dar asta... Dar este posibil ca nici dumneavoastră să nu fie băgat de seamă? Sau ceilalți? Eu tocmai că eram foarte aproape și auzeam. Dar, vedeți, eu am să mă mai leg și de alte lucruri că am fost în acea piață, Maria, dar unul care nu are... Sigur că zice, eu l-am auzit pe Zăgănescu strigând. Și ce a strigat Zăgănescu? JOS comunismul. Doamnă, acum să fim serioși. Totuși, era un 1989. Da, corect. Deci, încă o dată, haideți că noi, v am zis, noi tot sărim peste niște lucruri. Deci noi în ziua de astăzi, sigur că putem, dar să nu uităm că noi totuși în anul 1989... Mai, mai ales să vorbim ăștia care am cam trăit atunci și știam ce, da. înseamnă, Vedeți, adică să, ce înseamnă să deschizi gura și exact. cu ce îți deschideai gura. Exact, adică... Indiferent cât de viteaz erai, tot nu te duceai în mijlocul drumului și drumul făceai singur. Adică... Că atunci dacă, de ce ai așteptat să se adune atât de mult și n-ai făcut-o și cu două zile înainte? Exact, tocmai de asta v-am spus. Adică totuși e o problemă. În acel moment... nu Poate eu... s-a transmis acea energie în care oamenii au prins curaj. Păi, o fi, și o, unii dintre noi mai mari. Au prins curaj, dar încă o dată și el a avut o chestie. El a strigat ce a strigat. Dar credeți-mă că... Problema e când. Păi, a, și da. Dacă a fost o voce singulară. Da. Pentru și că, că acolo e... au strigat mai mulți. Păi, tocmai că adică au fost acei, mai mulți. acei zeci sau câți au fost, au strigat mai mulți. Nu numai unul. Da, vedeți aici, aici iarăi v-am spus încă o dată. Eu, Acum eu, au încăput acolo, o ziceți. Da, da, nu, nu că au încăput, dar gândiți-vă că sunt lucruri care... Care v-am spus că nu trebuie, deci încă o dată dau la o parte că am fost acolo. Dar suntem anul 1989. Oamenii, aia, Germania, aia, strigă, gorbi, gorbi. Nicolae Ceaușescu se duce la Gorbaciov. Gorbaciov nu întinde mâna. Cum ar fi putut când a început chestia, mă, că ăsta este la câteva minute, deci primele minute ale Revoluției. Da? Cum putea cineva să se strige când tu, nu ave tu, tu erai zero barată, adică era o mișcare incipientă? Da? Adică erau câteva, hai să zicem, hai să zicem că eram câteva mii de oameni. Să zicem. Să zicem. Deci nu zicem sute, zeci. Hai să zicem că sunt, era spre o mie de oameni. Eram o mie de oameni, da, eram o mie de oameni. Păi o mie de oameni, cum pot să spună brușii dintr-o dintr, brușii dintr dată, jos comunismul? Cine stă? Cine ți păi poate alut? au fost câțiva lideri care au... Păi lideri n-au existat, deci n pe cum să strici imediat. Deci ce strici ca să se adune lumea? Acolo este libertate. Vrem, adică te gândești că trebuie să te faci dacă vorbești de adică o schimb. acolo s-a strigat de fapt ceea ce era în mințile tuturor ce, exact, ce, dar... ce urmăreau acei oameni motivația pentru care ieși să le era de fapt libertatea da, libertate, dar pentru că tu te duceai da, exact, tu te-ai dus acolo să-l aperi pe, pe ăla care urma să fie mutat adică înțelegeți, la un moment dat și logica asta se rupe trebuie să ne, să ne dăm seama pentru ce s-a adunat lumea acolo acum ai dintr-o dată tu să te gândești că ești atât de puternic și să strigi contra Moscovei. Vreau să vă întreb altceva. Nu. Cum s-au născut liderii? Doamne, cât am fost, eu n-am văzut lideri. Deci lider a apărut, după ce n-am mai făcut, eu a apărut primul lider, a fost... Deci Daniel Zăgănescu, nu pot să zic că a fost lider. El, într-adevăr, a făcut, dar el nu s-a pus în fruntea coloanei. Sau De deci, ce el a avut momentul lui? Uh, Te ești las, l-a avut momentul, nu s-a pus în fața coloanei. Uh, Ion Monoran, care era acolo, el n-a fost în fața coloanei, Ion Monoran era undeva pe la puțin mult, deci nu s-au pus, oamenii ăștia nu s-au pus în față. Pentru că atunci, vedeți, uh, Ion Monoran nu este, uh, nu are bustul acolo pe piața Maria, că este primul lider. Nu, el este primul care a oprit tramvaiul. Sunt două lucruri, doamne, total diferite. Dacă... Și acum revenim la chestia asta. Vorbim logic ca în istorie Deci nu, eu nu iau aici merite din la Nimănui Dar dacă ai avut curaj să strigi jos comunism De ce n-ai avut curaj să conduci coloana? Dacă ai avut curaj Să oprești tramvaiul Adică oamenii care au avut curaj Au ieșit cum a fost balconul Cum au fost balcoanele De fapt cum au fost da, oameni deci, care au ieșit și s-au asumat. Da, dar de ce nu au făcut același lucru pe data de 16? Dacă a fost și atât au fost de oameni care au condus coloanele, să spune, coloana care a venit spre bujdiașului de la fabrică. Au fost și oameni Hai, care au. pe cor 20. Da, dar vreau să spun, au fost oameni au care fost după aceea și-au da, asumat. Da. Dar aici, pe -a, dacă toate s-au întâmplat așa. După primul, modelul de lider, trebuie da, să fim frute. Nu trebuie să existe un lider. De, da. ce, de ce nu se vorbește? Deci atunci nu au fost lideri. Ce s-a întâmplat puțin mai încolo când a apărut acest Sorin Oprea? Eu n-am fost de față. Dar în momentul în care, și de-aia v-am spus că hai să mergem pe logica asta, dacă ai curajul să strigi jos comunismul, păi ai curajul să te pui în fața oamenilor. Și te duci cu ei. Păi, haideți! Să-i conduci, să-i mobilizezi și să le insufli curaj. Dacă ai oprit tramvaiul și ai fost primul, de ce n-ai fost primul? De ce nu se spune despre om onoran că a condus coloana? De ce nu se spune despre om onor, De ce ne oprim totdeauna la chestia că a oprit tramvaiul? Fiecare a făcut câte ceva. A, vedeți, aici Fiecare care. și s-au antrenat. Și atunci, pentru că cineva l-a cunoscut pe Ion Monoran, hai să-l punem a așa povestit un episod păi pe da, care... Păi exact care s-a întâmplat, dar nu înseamnă că el a fost figura proeminentă acolo. Înțelegeți? Adică asta v-am spus că nu, noi nu. Și a fost un eveniment ieșit din uh, uh, rutina acelor Da, dar v-am spus momente. asta cu, cu condiția că el chiar să poată să oprească un tramvai. Dar v-am spus, tramvaile s-au oprit, că au ieșit oamenii în stradă. De-aia tot folosim sintagma asta. Da. Ați scris cărți, ați participat, ați găsit vatmanii? Un, unul dintre vatmanii revoluționar. Da, unul și uh, omul, deci l-am întrebat, că l-am recunoscut. Poate fi oprit un tramvai din mers? Nu, doamnă, dar acolo era, acolo era uh, în, mergem în Maria și o să vedeți că și în ziua de astăzi, 2020, uh, Tramvaiul se oprește pentru că Maria are o, o caracteristică. Aia este. Aceea. da. Da, care oricum tramvaiul trebuie să încetinească ca să o ia la dreapta. Exact, de oricum. Nu, dar se oprește pentru că te, la vremea respectivă. Dar trebuie schimbat cazul. Deci tramvaiul oricum se oprea acolo, orică eram. Dar noi ce am făcut, practic, grupul ăla, când s-a pus pe drumul pe tramvai, nu că s-a oprit tramvaiul care venea de la. s-a la care venea de la centru, că era problemă. Deci oamenii mergeau la gară de la gară, mai puțin oameni veneau decât mergeau în zona aia. Înțelegeți? Adică era viceversă. Și atunci, asigur că nemulțumirea a plecat pentru că vizibil a fost colo -ă, coloana de tramvaie care era oprită în centrul orașului decât cele care veneau din periferie. S-a apropiat emisiunea, este la final. Așa da, de rău da da, da, da Până la urmă a trecut timpul și au fost lucruri foarte foarte interesante. Se pot și face, mai, se pot face mai, Asta o să o și facem. Vreau să vă întreb altceva. E ultima întrebare și am adresat-o celor care chiar au trăit și au, ar fi îndreptățiți să spun asta. Dacă punctul 8 al proclamației de la Timișoara ar fi intrat și ar fi fost adoptat de români, de România și de... Cum ar fi arătat la 31 de ani? Cum am fi arătat așa o, o imagine nu știu, și nu, o viziune nu, nu a unui om care studiază istoria? Nu, nu pot să-mi dau seama. Chiar nu pot. În primul rând, vedeți întrebarea era cine să o adopte. Pentru că, iar așa, vedeți, nu există altă populație a României decât aia de atunci. Păi asta vreau să... Deci, populația, dacă, dacă în 1990 populația de atunci nu a vrut să se lepete de comunism, Punctul 8 de la Timișoara este un moment într-adevăr uh, uh, marcant, da, într-adevăr, pentru oraș, dar vedeți. Uh, dar nu numai pentru oraș și pentru țară, în general. Și pentru țară, da, dar da. Dar ar fi putut să pornească. Tot de la Timișoara a fost scris, de la Timișoara s-a dat citire. Ce ar fi putut să fie? De ce n-a mai fost forța să se impună? E pentru că s-au spus povești în continuare. Uh, acum, da, nu, nu vreau să, 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 să intru în amănunte, dar vedeți povestea teroriștilor. Povestea teroriștilor a făcut foarte, foarte mulți oameni să devină eroi. Au fost teroriști. Păi dacă nu i-au prins înseamnă că n-au fost. Dar vedeți, se naște altă întrebare. Cum au devenit eroi cei care au luptat cu teroriști din care nimeni n-a fost prins? Ați văzut vreun terorist? N-am văzut niciun terorist. Oficial nu există. Și atunci, cum există oameni care au luptat împotriva teroriștilor dacă nu există teroriști? Și sunt și eroi. Și sunt și eroi. Și, și teroriști au omorât oameni. Deci, vedeți, s -a, s -a, și de aici pleacă toată chestia. S-a creat o așa o ambiguitate că oamenii nu au mai înțeles termenii. Da, da, rolul asociațiilor. Asociațiilor, rolul acelor care au uh, și apără revoluționarii și revoluția de la 1989. Ăsta ar fi aici s-ar face și ar continua revoluția. Da. dacă, dacă ar apăra revoluția, dar cât timp v-am spus... Adică revoluția nu s-a încheiat. Nu s-a încheiat, da, pe asta Revoluția astăzi, astăzi, continuă. Da, deci cât de revoluția și trebuie apară. apărată. cei care sunteți revoluționari, cei care știți și încă sunteți aici, ar trebui să o apărați și să o continuați. A dispărut da. spiritul ăla. Da, pentru că v-am spus, s-au creat povești și poveștile sunt mai atrăgătoare decât realitatea. Asta au apărut povești și foarte mulți povestitori. Exact. Și atunci, pe exponențial, poveștilor sunt mai frumoase decât realitatea. Închipuiți-vă filmele americane, vedeți Hollywood-ul. hollywood, -ul. ne arată personaje. Dacă vedeți, niciodată băiatul bun nu este urât, gras, nu are o figură, cu totdeauna e un super musculos. Eu la rău deja îl știi. E, așa s-a întâmplat și aici, cu cât ești mai vocal. Dar nu, dar revoluția a fost făcută de oameni care nu erau toți frumoși, nu erau toți deștepți, nu erau toți îngeri. Deci cum se nici zic? nu trebuiau să fie. Deci, da, și nici nu, pentru că așa erau ei în momentul. Pe, revoluția este făcută de oameni. Păi și, oamenii așa sunt. Și cu, pentru oameni. Cu problemele așa lor. E. Adică. De -a spus, și aici aici s-a întâmplat chestia asta, noi tot așteptăm ca totul să fie fost pur. Nu are cum să fie. Nu știu de ce să fie pur. Păi nu, dar zice, mă, uite ce a făcut ăla. Păi, dar sigur că ai avut un trecut până la Revoluție. Re Revoluția din 89 nu <laughs> s-a făcut după, re He, după, după o rețete. Exact. Și uh, s-a trebuit să fie adaptat pas cu pas, probabil că în fiecare zi erau Sigur și au apărut oameni, elemente. cum ați zis, oameni care, sigur când te duci la, la un conflict, nu te duci să-i pe un, nu știu, de, ați văzut, budist luptător. Deci, la atunci, nici la Revoluție nu ar trebui să, să sper că trebuia să fie Cu toate că s-a strigat fără violență, dar în momentul în care ești atacat, nu o să stai ca Mahatma Gandhi și să-i bastoane cap. Adică, înțelegeți, e, până la urmă e spiritual de conservare. Corect. Deci, sunt niște lucruri care noi le-am le le am dat la o parte și atunci, sigur că a apărut imaginea aia care e deformată. Nu, Revoluția așa a fost. Cu bune curelele ei, asta se, se încearcă să se... Să dea o linie. O, o linie, da. da. Și să, să se cosmetizeze puțin, să o facă mai plăcută. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc domnule v-am... Nu, nu, -am a fost foarte, atâta. foarte util. Vă mulțumim și dumneavoastră. Nu ne-am propus uh, să, să schimbăm uh, idei, ci ne-am propus să vă prezentăm fapte Fapte trăite direct de oameni care au făurit acele momente și acele, în acele zile au făurit faptele. Să vă fie bine și noi să nu ne pierdem în spiritul Revoluției. Da, așa este.